Cele 750 de contestații făcute în urma dezastrului de la sesiunea de toamnă a bacalaureatului sunt așteptate cu sufletul la gură de către absolvenții claselor a 12-a. La nivelul județului Timiș, performanța de 0 barat a fost adjudecată de către 5 licee timișene, printre care se numără liceul privat Socrates din Timișoara, grupul școlar agricol Iulian Drăcea, tot din Timișoara, și liceul Waldorf, dar care a avut un singur candidat la această sesiune. În ceea ce privește celelalte licee, pe lista neagră se mai adaugă și liceul Sfântul Nicolae din Deta și grupul școlar agricol din Orțișoara. Așadar, în urma acestor rezultate, se pare că vom avea în viitor noi comasări de școli. Trebuie să ne concentrăm pentru anul școlar următor, împreună cu comunitățile locale, pe comasarea de unități de învățământ liceal, care se focuseze și să fie preocupate de nevoia comunității locale și nu de resursele corelate, evident, cu resursele care sunt în interiorul unității de învățământ. Dar cred că trebuie să ne adaptăm din mers la nevoile comunității. Cele care au probabilitate zero la examenul de bacalaureat din cele două sesiuni vor fi luate în calcul ca urmare analiză care le va face și discuție care le avea la nivelul Consiliului de Administrație de celor două unități de învățământ, astfel încât să revigorăm din această perspectivă și rețeaua școlară și să responsabilizăm din perspectiva cheltuielilor salariale, deci din perspectivă financiară. Nici liceele agricole timișene nu vor scăpa de comasare. Grupul școlar agricol din Orțișoara este posibil să treacă în ograda celui de la Timișoara, Iulian Drăcea. La Orțișoara luăm în calcul ca învățământul liceal să fie comasat undeva, dacă vorbim de agricol, pentru că cele două unități de învățământ se găsesc în această perspectivă pe același palier al profilului agricol, să fie comasat liceul de la Orțișoara cu agricol, astfel încât numărul de clase la agricol să crească, și din perspectiva asta cred că e vorba și de o componentă managerială acolo care trebuie să o analizăm foarte atent, pentru că nu se justifică în acest context liceul agricol în Timișoara. Atâta timp când numărul claselor este în scădere, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să gândim și să facem analiză împreună cu Universitatea, pentru că ar fi păcat ca învățământul agricol din Timișoara și din zona Timișoarei, din Timiș, să scadă atât de mult într-un context în care se vorbește foarte mult despre agricultură și despre alimentație. Promovabilitatea scăzută de la bacalaureat afectează în mod vădit și universitățile, care și-au prelungit înscrierile până la mijlocul lui septembrie.